Cel puțin 9 oameni au murit în Columbia și încă 10 au fost răniți după ce un automobil a intrat în mulțime. Potrivit informațiilor preliminare, frânile mașinii ar fi cedat așa că șoferul nu a putut opri în timp util. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și ambulanțe. Tragedia s-a produs după ce două camioane s-au ciocnit, iar unul dintre ele s-a răsturnat. În urma accidentului, unul dintre ele care a transportat produse alimentare s-a răsturnat, iar marfa s-a înșerat pe stradă. Mai mulți oameni aflați în apropiere au venit să strângă produsele moment în care o altă mașină i-a lovit din plin, poliția a deschis o anchetă în acest caz, iar șoferul vehiculului a fost reținut.